Stațiunea Balvanioș e în curbura Carpaților, aproape în centrul țării, plin de munți, copaci, ape minerale, izvoare, mofete. Suntem într-o zonă foarte superbă și stațiunea asta e o stațiune mai liniștită, mai pentru familiști. Oamenii vin aici pentru aerul foarte ozonat, pentru izvoare de ape minerale, pentru cură. Cei care aleg să își petreacă concediul în stațiunea Balvanioș au la dispoziție numeroase trasee turistice. Unul dintre cele mai frumoase circuite este cel care duce la Peștera Puturoasa. Balvanioș poate fi o alegere foarte facilă pentru turiștii din segmentul turism activ. Acestea pot alterna ideea de turism balneo cu drumețiile în munți. Avem foarte aproape de noi, de complexul cetate, izvoarele tămăduitoare, băile de ciocolată. Apele minerale care își croiesc drum prin stațiunea Balvanioș sunt căutate de tot mai mulți turiști pentru efectele lor vindecătoare. Specificul zonei îl reprezintă mofetele umede. În jurul lor sunt amenajate în aer liber bazine de lemn cu apă rece sulfuroasă. Binele cunoscute mofete din zonă, grota sulfuroasă, care este cea mai mare peșteră cu concentrație de sulf din Europa. Mai pot face de asemenea drumeții în masivul Ciomatu. Totodată avem și rezervațiile naturale Tinovul Mohoș și lacul Sfânta Ana și de asemenea mai există trasee de off-road. Turismul gastronomic este foarte dezvoltat în zonă, putându-se face ateliere gastronomice și tot ce este caracteristic segmentului de turism rural. În primul rând este complexul cetate, care include și pensiuni și hotelul, dar și alături este o pensiune Carpați, inclusiv un restaurant cu specific secuiesc, cu mâncăruri tradiționale, la prețuri foarte convenabile, unde se servește la platou, la castron cu porții mari, dar ceea ce este important este că sunt toate gustoase. Pensiunea și complexul deținând și fermă proprie, deci produsele, este un agroturism autentic, produsele sunt de la sursă. Și noi încercăm cu restaurantele, cu pensiunile, ca să oferim ceva tradițional, local, și ce românesc, și ce unguresc, și ce sesesc, ca să se simtă bine și să fie o bucătărie foarte diversificată, ca când pleacă să zică că am meritat că am fost aici. Noi, de exemplu, avem și ciorbele, supele, care sunt specifice, gulașul de fasole, gulașul normal din carne de vită, ciorba de cartof ardelenească cu afumătură. Acele sunt niște mâncăruri care sunt specifice acestei zone. Avem un record mondial în Guinness Book la rulada de bulz. E o ruladă de 150 de metri și 81 de centimetri, care am făcut acum câțiva ani și acum ținem recordul mondial. Ăla a fost simbolul puterii, de exemplu, cum poți să miști o societate, o mică societate care să facă un record mondial și se poate și cu comună. A fost greu? N-a fost ușor, de fapt organizarea a fost mai greu, dar pe la urmă acum e foarte ușor. Noi în fiecare an de zile comune facem o secvență în cel record mondial, de o secvență de 80 de metri, ca să demonstrăm pentru oameni că tot așa de gustos e cât cum a fost ăla de recordul mondial.